Bună ziua, bine v-am găsit! Bună ziua, bine ați venit la noi în comună! Suntem în Drăgănești, Vlașca, o comună aproape de București, dar în același timp aproape și de Alexandru. Undeva cam, nu e chiar la jumătatea distanței, nu? 58-60 de kilometri până la București, 48 până la Giurgiu, 23 până la Alexandria și 20 până la Videle. Pentru că eu de obicei încerc la fiecare emisiune pe care o facem să facem și un pic de istorică al locului. Vlașca este un nume în istoria României. A fost și raion, a fost și district, adică județ, ca să spunem cum este astăzi. Deci e o istorie a locului foarte, foarte încărcată. Da, cu mult timp în urmă, Drăgănești Vlașca, casa agronomului, cum o știm toți, a fost raionul prefecturii, a fost o casă de boier, ulterior a fost un internat unde se țineau cursuri. Din păcate, acum nu mai deținem acea clădire, este a bisericii, din câte am înțeles, se va reabilita pe fonduri. Și Drăgănești, într-adevăr, are o istorie foarte bogată, istoria și în pământ, avem peste 10.000 de hectare de pământ, păduri peste 1.100 de hectare. Deci aveți de ajuns de mult pământ pentru a face agricultură. Cam ce populație mai are Drăgănești, Vlașca, reală, nu după ultimul recensământ? 4.000 de persoane, 4.000 și puțin. 4.000, cam câte gospodării? 2.400-2.600. Și pentru să avem o imagine completă, să spunem și câte sate sunt în componența... Drăgănești, Vlașca, Comora și Văceni. Spuneați la un moment dat preponderent agricol. Drăgănești, într-adevăr, este într-o zonă în care sunt pământuri. Cum sunt pământurile în zonă? Foarte fertile, foarte bun. Avem terenul foarte bun la Drăgănești. V-am spus, sunt peste 10.000 de hectare, 9.660 și ceva de hectare, numai teren arabil. Pășuni, vii, v-am spus, 1.000 și ceva de hectare de pădure. Deci avem destul pământ și foarte bun, foarte productiv. Se face agricultură? Cam ce fel de agricultură se face în zone la atâta pământ, pădure și... Anul acesta știu că s-a cultivat peste 2.500 de hectare de grâu, 500 orz, porumb, rapiță, floarea soarelui, mazăre. Deci cam tot ce se poate cultiva s-a pus. Vorbiți de cultură mare. Există, de exemplu, fermieri importanți în zona? Da, avem fermieri cu 2.000 de hectare, cu 800 de hectare, cu câteva sute, cu 1.500, avem și fermieri, nu dețin terenul în proprietate, în totalitate, dar la un arend de la oameni, din câte știu. Aveți toate tipurile de ferme, de la ferme foarte mari la ferme de subzistență, să spunem. Da, în momentul de față avem, cred că e singura pe zonă pe aici care a mai rămas, stațiunea de cercetări, e de stat, nu este a noastră, unde au o cantitate de câteva mii de hectare, cred că peste 2.000. Avem agricultorii care dețin mini-ferme, dar tot la fel, 2.000 de hectare, o altă persoană la fel cu silozuri care are aproape 2.000 de hectare și agricultori mai mici cu 600, 100 și restul care au, sunt foarte mulți care au de la 10 hectare până în 30, cam pe acolo. Pentru că aveți contact cu ei și trebuie să spunem, probabil că stați zilnic de vorbă cu ei, sunt mulțumiți de modul în care în momentul de față se face agricultura, au producții, o să trăiască din ceea ce produc? Din câte știu, îi ajută și foarte mult subvenția care o ia pe hectar de la stat. Iar ca și producție, ce pot să zic, la grâu s-a făcut peste 5 tone la hectar, adică o cantitate destul de bună. Rapița n-a fost un an foarte productiv, cum a fost acum 2 ani, de s-a făcut 6-7 tone. Așteptăm porumbul. Din câte am înțeles și am mai discutat cu fermierii, se face de la 6 tone până la 10, depinde de zonă, de cum a plouat, că ați văzut, au fost momente când a plouat. Da, sunt diferențe pe kilometri. Aici plouă, dincolo, nu plouă. Da. Floarea, nu știu dacă o să fie cum s-a așteptat, s-ar putea să fie undeva pe la 3.000 de kilograme să închidă, dar v-am zis, per total, eu spun că pentru agricultură este un an foarte bun. Încă în zona dumneavoastră există ferme, de la ferme mai mici la ferme mai mari. Și spuneam că se cultivă cam de toate. Anul ăsta, de exemplu, ce producții, sau mai bine zis, ce s-a cultivat anul ăsta pe pământul din zona Drăgănești-Vlașca? În acest an, în zona Drăgănești-Vlașca, s-a cultivat o mare suprafață de grâu, în ordine floarea soarelui, rapiță, orz și porumb.
cum știți dumneavoastră pe agricultorii din zonă, cam cum aleg să pună de la an la an? Bineînțeles că se face un asolament din punctul ăsta de vedere. Ce au ales, de exemplu? Spuneați că au ales mai mult grâul. De ce au ales grâul mai mult? Pentru că e mult mai rentabil. Aici suntem într-un lan de porumb, am venit, se apropie și culesul porumbului. Deja cred că la rapiță a început. Câți au mai avut rapiță? Au mai avut mulți rapiță? Nu, rapița deja s-a terminat recoltatul la rapiță, dar pe o suprafață mică datorită condițiilor din toamna anului 2018 a fost întoarsă foarte multă rapiță și cultivată cu floarea soarelui. Iar în ceea ce privește culturile prășitoare, în acest an, în comparație cu anii ceilalți, se estimează o producție mai mică datorită arșiței puternice din ultima perioadă, așa cum vedeți și lanul de porumb și de floarea soarelui cum arată. E foarte uscat. Da, într-adevăr, datorită arșiței puternice din ultima perioadă. Am auzit acest lucru că nu va fi chiar o producție, deși se așteptau mulți la o producție mare de floarea soarelui și porumb. Cam cât estimează oamenii, că presupun că țineți legătura cu ei și vorbiți cu ei, să scoată la hectar pe floarea soarelui și pe porumb? Se estimează o producție mai mică față de anii trecuți și estimăm la porumb în jurul la 5 tone, iar la floarea soarelui 2500-2700. Și o întrebare de final, pentru că sunteți un inginer agronom cu ștate vechi. Ați văzut în agricultură de la CAP-uri, IAS-uri până la alte forme private de fermieri. Cum credeți că sunt? Se făceau înainte producții? Se fac mai bine acum producțiile? Nu, incomparabil acum producțiile se fac mult mai mari, având în vedere și soiurile și hibrizii care se cultivă. Există, cum să spun, o trecere din nou către hibrizii românești? Ați văzut, se pun hibrizi românești în multe zone? În general, se pun soiuri de grâu românești de la Fundulea, iar hibrizi, ceea ce privește hibrizii de floarea soarelui și de porumb, să merge pe Pioneer, KVS sau LG. Agricultura românească trebuie să se digitalizeze, să vină soluții tehnice cât mai moderne din punctul ăsta de vedere. Folosesc fermierii din zona dumneavoastră soluții tehnice și digitale noi, moderne? Deocamdată nu, dar în viitorul apropiat cu siguranță. Vor fi nevoiți? Sigur că da. Altfel nu vor mai putea să facă producții, până la urmă vedeți ce se întâmplă și cu vremea. Dacă n-ai tehnologii, dacă n-ai tratamente cum trebuie, dacă n-ai îngrășăminte, nu prea să mai faci. Deci dacă nu ești în pas cu știința, nu rezolvi absolut nimic. Am văzut pe cei care au culturi mari și sunt destul de mulțumiți de producția de-a noastră. Am vorbit și cu un inginer care ne-a spus în mare cam ce se cultivă în zona. Se completează această cultură mare cu zootehnie și legumicultură. Aveți și zootehnici și legumicultori în zona? La stațiunea de cercetări avem peste 70 de hectare de loturi experimentale unde se pune floare, porumb, se fac tot felul de experimente. La nivel de comună sunt 25 de hectare, din câte știu, de legumicultură. Este o producție destul de mare. Avem la noi piața din Drăgănești, cred că la nivel de comună este una în zonă între cele mai mari piețe. Vin din toate zonele să cumpere aici. Din zonele de lângă Drăgănești și plus că la noi sunt producătorii, nu vin samsari, mai mult producătorii care și... Adică au atestat de producători. Au atestat de producători, tot ce trebuie, da. Duminica se ține piața, dar și în cursul săptămânii vin, că sunt foarte... și de câte știu, un legumicultor din zonă are 3 solarii foarte mari și dacă ne va dori, mergem să le și vedem. Cu mare drag. Spuneați de piață, spuneați de, iată, legumicultură. Sunt, în general, cam solarii, cam se pune sau în câmp, în aer liber? Când eram copil, chiar și noi aveam un câmp grădină și mă duceam și luam apă din gârlă și utam. Acum nu mai sunt chiar așa de multe culturi în câmp, dar sunt foarte multe solarii. Foarte multe solarii. Dacă nu la casă, la câteva case, nu lipsește solarii. În afară de piața din comună, se duc în Alexandria și în București. Presupun că alimentează piețele de aici. Da. Interesant. Animale, se mai cresc animale în zonă?
Din păcate, suntem într-un număr de crescători cu animalele. Nu mai avem decât bovine, cam 180-200. Bovine și caprine, 600 de capete. Cabaline, 23. Deci nu mai sunt chiar așa multe. Din câte știu eu, vreo 3-4 crescători la un nivel mai mare de peste 50 de animale. Din păcate, asta e situația. În trecut, unde e stațiunea de cercetare, aveam zootehnie câteva sute, dacă nu mă înșel, de vaci erau numai acolo. Vaci de lapte, da, în principiu. Ați auzit, eu mod acum în zona zootehniei de animale de carne, vaci de carne. Au apărut și al noastră crescători de vaci de carne? Din câte știu eu, în momentul de față, nu cred. Nu cred, de ce să vă spun. Nu. În momentul de față nu sunt. Am dat așa ca o imagine pentru tot ceea ce înseamnă zona agricolă, pentru că suntem într-o zonă preponderent agricolă. Și următoarea întrebare este, știți foarte mult de domnul primar și sunteți foarte tânăr. Până la urmă, sunteți chiar cel mai tânăr primar din județul Telorman? Cred că din sud. Din sudul țării. Dar din Telorman, da, am preluat mandatul pe 22 iunie, la vârsta de... 2016, la vârsta de 30 de ani. Mulți înainte. Mulțumesc, s-a dat Dumnezeu. Ce v-a îndemnat să veniți în zona de administrație? Pentru că acolo să știți foarte bine tot felul de povești. Primarul trebuie să facă, să treacă, să... Nu știu ce, primar care fură, primar care fac, care nu fac și așa mai departe. Ați avut curaj? Înainte să ajung la primărie, am fost profesor de sport aici în comună. În politică, încă de la 18 ani, pe lângă un unchi de-al meu, care a și candidat de vreo două ori la primărie, am stat pe lângă el, la urmă am avut un prieten care mi-a tot zis, hai să încercăm, s-a făcut un sondaj de opinie, am văzut că lumea vrea și chiar am vrut o schimbare a comunei, că foarte multă lume pleacă la București, pleacă în străinătate și îmi doresc să dezvolt comuna, să ajungem și noi la un nivel mai bun de trai. Și ați venit într-un moment în care ce ați găsit ca și investiții, ca și lucruri realizate în comună? În 2016, pe 22 iunie, când am venit, ca realizări ce am găsit, piața și un parc făcut pe fonduri europene. Foarte puțin, 26 de ani? Da, foarte puține, nu, credeți-mă că nu sunt genul să acuz ce a fost înainte, dar pentru o comună ca și ca Drăgănești Vlașca și ca poziție, merita mult mai mult din punctul meu de vedere. Și v-ați plecat în mâneci și hai să trecem la treabă. Da, am preluat, v-am zis, mandatul pe 22 iunie, la o lună după ce am preluat mandatul, un proiect vechi făcut de fostul viceprimar care a decedat, preluat de fostul primar și ulterior de mine, am derulat o investiție de apă, 1.500.000 de euro prin CNI, care am și finalizat-o în 2017. Cât acoperă momentul de față? 80%. 75% din locuitorii Drăgănești-Vlașca. Chiar acum, după rectificarea bugetară, o să mai fac o extindere pentru un cartier Valea Albă și se acoperă cam tot ce ține de... Acela n-a fost scris în investiție. N-a fost scris în investiție, da. Ca și investiții. Pot să spun că am în 3 săptămâni finalizez grădinița prinsă, un proiect făcut de mine în 2017 și depus la MEDEREAP prin PNDL 2, 500.000 de euro aproape, 400 ceva de mii de euro, în 3 săptămâni va fi gata. Deci, începând într-o lună de zile, copiii de grădiniță deja pot să înceapă activitatea. Da. 85% din comună am pus iluminat cu LED. Înainte aveam un bec de la normal, 2 stâlpi nu erau și tot așa. Și plus consuma foarte mult. Plus consuma foarte mult. Am pus niște becuri cu LED economice de 20 de W și comoara și văceni în totalitate finalizat. Drăgănești Vlașca un 80%. Chiar 85% pot să spun. Și am văzut și o chestie interesantă, pentru că intrând în biroul dumneavoastră, am văzut, apropo, supraveghere video a multor zone din comună. Da, supraveghere video, un sistem de 13 camere, sper ca pe viitor să-l dublez și să fac și poliția locală. În momentul de față avem pază, dar vreau să transform în poliția locală, să le pun sistemul cu camere într-o încăpere și să monitorizeze de acolo. Da, asta e foarte interesantă, pentru că întotdeauna e nevoie un pic, poate, și de un ochi din ăsta mai atent asupra ce se întâmplă în comună. Ce proiect aveți în derulat? Pe GAL, pe fonduri europene... GAL Câmpia Purnazului, exact de noastră. A fost deschisă o sesiune, tot la fel, fonduri europene. Cred că sunt singurul primar care am optat să fac un stadion. Majoritatea de 80% cred că și-a luat utilaje, buldoi, excavatoare sau tractoare. În momentul de față
Am nivelat cu buldozer, cu gredere stadionul. A fost foarte greu. Noi avem o diferență de nivel de 1,60 m, 1,70 m. Adică înainte era cam un pantă stadionul. A trebuit să cărăm tot pământul din față, să-l cărăm în spate, să nivelăm, să băgăm un stradă 10 cm de piatră spartă pentru drenaj, pe urmă iar piatră, compactat, vestiarele, în momentul de față s-a pus tablă, mai trebuie geamuri și interior cu dușuri, cu tot ce trebuie. Instalația de irigat va fi pe sub pământ, gazonul se însămânțează, eu sper că în 3 luni de zile să fie finalizat și proiectul. Deci la anul aveți echipă de fotbal în zona comună, să înțeleg, da? La anul vor juca aici. La anul vor juca aici. A fost deschisă o sesiune, sincer să fiu, am văzut la Pro TV, chiar la televizor, Wi-Fi for You. Da. Seara am văzut, dimineața am accesat, am fost singura comună din Telorman care am prins proiectul. Ulterior au prins și alte comune când s-a deschis a doua sesiune, 15.000 de euro. Unde se vor monta 11 rutere, 13 rutere, vor acoperi fiecare rutere o zonă de între 120, 160, 180 de metri, unde vor beneficia de internet gratuit. Am făcut Smurd la Drăgănești, un punct de lucru cu ambulanță Smurd și cu auto specială de stingere și de descarcerare. Lucrează 24 din 24. După orașul Alexandria, pot să spun că la Drăgănești sunt cele mai multe intervenții, 3-4 intervenții numai cu Smurdul pe zi. Punctul de lucru. Cu șansă la viață pentru cei care au probleme. Bineînțeles, punctul de lucru este în Drăgănești, dar acoperă și zona cu statele adiacente, ajută și șosea europeană, că este un punct zero și avem și... Sunt evenimente multe pe șosea, din păcate. Sunt, din păcate sunt și funcționează cu standarde europene, cu tot ce trebuie. S-au obținut fondurile pentru dotarea Spitalului Județean din Alexandria cu niște aparatură nouă, o investiție este foarte mare acolo. Oamenii se duc de obicei în Alexandria, mai ales că am înțeles că Spitalul Județean este refăcut, are condiții aproape europene. Mai ales acum că avem un computer tomograf, lumea oricum se duce la Alexandria, Videle, și la Videle avem un spital, dar este mult mai slab dotat decât Alexandria, dar este în regulă și spitalul de la Videle. Dar da, spitalul, după ce s-a reabilitat și s-a modernizat cu aparatură, este în regulă. Dispensarul care îl avem noi, acum lucrez la proiect să-l bag pe CNI pentru dotare, aparatură și centru de permanență. Trecând prin comunele dumneavoastră din județ, la un moment dat oamenii spuneau că vin să se trateze aici la Spitalul Județean. De ce aleg Spitalul Județean și nu aleg Bucureștiul, care și el e destul de aproape? Spitalul Județean este modernizat, oamenii au văzut că avem servicii de calitate la Spitalul Județean Telorman. Bineînțeles că pentru afecțiuni mai complicate merge și către spitalele din capitală, însă spitalul este modernizat prin programul operațional regional în 2013. Au fost investiți 20 de milioane de euro. Avem obiective de investiții în perioada următoare, tot prin programul operațional regional. Avem o extindere și dotare pentru unitatea de primiri urgențe a Spitalului Județean în valoare de 1.500.000 de euro. Pe de altă parte, vom construi un corp nou de spital prin Compania Națională de Investiții pentru a reloca blocul operator din cadrul spitalului vechi, din corpul C. De asemenea, am primit un computer tomograf și RMN de la Guvernul României. Prin BERD s-a desfășurat această investiție. În acest moment, computerul tomograf și RMN-ul este montat la Spitalul Județean. Urmează ca în luna septembrie ca el să înceapă să funcționeze. Noi mai avem un computer tomograf, dar acesta funcționează sub contract cu spitalul, fiind privat. Însă cetățenii din județul Telorman din luna septembrie va beneficia de această aparatură, computer tomograf și RMN. Vorbim de investiții și de investiții, ok, se fac lucruri foarte frumoase la un moment dat. Cum stați cu corpul medical? Pentru că și aici e o problemă. Trebuie să și fie un corp medical pe măsură. Încercăm, facem eforturi foarte mari. Avem la Spitalul Județean medici foarte buni. Atunci când avem probleme pe anumite secții, încercăm să aducem medici din București, dar și de la alte spitale din zonă. Am și reușit să facem acest lucru, mai ales că foarte mulți medici au înțeles că e bine să lucrezi în cadrul Spitalului Județean, având în vedere că ai tot ce trebuie, spitalul e modernizat, aparatură medicală necesară, așa că în ultima perioadă am reușit să aducem medici din București la Spitalul Județean, medici foarte buni. Nu am acoperit încă toate zonele așa cum ne-am fi dorit, însă facem eforturi în acest sens astfel încât și personalul medical să se ridice la nivelul pe care noi ni-l dorim. Avem
așa cum vă spuneam, medici foarte buni, avem angajați foarte buni, însă am atras atenția și la începutul anului am lansat un apel la medicii din spital, la cetățenii din județ, asistenți medicali, infirmieri, astfel încât și s-a numit Integritate pentru Sănătate, astfel încât medicii să-și facă treaba foarte bine, pacienții. Să nu mai fie nevoit să primească sau oamenii să dea atenție. Medicamentele asigurate în cadrul spitalului, nu este nevoie să cumpărăm medicamente de la farmacie. Cetățenii se beneficiază de toate condițiile necesare pentru sănătatea dinșilor. Cadrul profesoral? Profesorii, pot să spun că avem foarte mulți profesori buni. Înainte. Cam de unde vin? Și din Alexandria și din București? Să vă spun. Și local? Cu mulți ani în urmă, să știți că aveam peste, nu jumătate, cam trei sferturi numai de aici de la noi. Din păcate, vârsta, mulți au decedat, avem, da, majoritatea profesorilor la liceu sunt din Alexandria, iar la Drăgănești, la școală, sunt și de aici, învățătorii sunt din Drăgănești, directorul este din Drăgănești și restul profesorilor din Alexandria. Avem și școală și liceu și grădiniță la Drăgănești-Vlașca. În momentul de față, grădinița a mutat-o la școala gimnazială, unde avem 340-350 de copii. Foarte mulți! Da. La liceu, 300 de copii. Separat, nu sunt în aceeași clădire. Deci avem peste 600 de copii. Grădinița, când se va finaliza luna următoare, vor muta copii. Am făcut cu 4 săli. 20 ceva de copii vor fi pe fiecare sală. Deja am cereri și din altă parte, din punctul meu de vedere. După ce voi finaliza, fac o adresă la minister și vreau să o fac cu program prelungit after school. Sunt foarte multe solicitări din zonă. Un lucru foarte important care se întâmplă este cooperarea între comune și, iată, gardul vă unește. Sunteți mai multe comune în gardul autorității locale, UAT-uri, cum se spune. Cum colaborați cu ceilalți primari? Pot să vă spun că am trimis la fel, la fondul de garantare, o solicitare de gaze, să bag gaze în comună. Dânsii mi-au trimis răspuns că se poate realiza obiectivul, să-mi fac proiectul. Singura șansă ca să trag gaze este de la Videle și de la Videle până la Drăgănești-Vlașca. Sunt două comune, Moșten, Botoroaga. Am discutat cu domnul primar, ar fi de acord să facem un proiect comun. Deci pot să spun că mă înțeleg bine, indiferent de culoarea politică, cu primarii mei din... Până am spus aici, în fruntea comunității, să aveți grijă de ei. Politica noastră e politica oamenilor din comun. Da, v-am spus. Ca și obiectiv, deci cu primarii din zonă mă înțeleg bine, ca și realizări pe viitor ce aș vrea să fac. V-am spus, asfaltul până la finalul mandatului se va face. Vom acoperi mai mult de jumătate din drumurile stradale din Drăgănești. Iar ca și mandatul viitor, ca și obiective, canalizarea și gazele. Canalizarea gazelor e importantă. Foarte. Cât la sută vreți să cuprindeți din comună în următorii ani? Deci, se ține de Drăgănești tot, vreau să pun cu gaze și cu canal, iar Comora și Văcenii, în funcție de ce răspuns îmi vor da cei de la minister, deci sunt două sate mai mici. La momentul când am fost să vorbesc despre proiect, mi-a zis că nu s-ar justifica că e o populație scăzută, dar încercăm. Spor cel mai tânăr primar din sudul României și să ne vedem cu bine și în următoarele mandate, să vă terminați, cum se spune, să duceți la bun sfârșit ce v-ați propus. Cu plăcere și vă aștept la mine când doriți.